Salutare. Pentru astăzi avem un Redmi Note 12 5G și eu am versiunea pe verde. Este un verde destul de plăcut. Mie mi-a plăcut foarte mult culoarea asta. Am mai avut și pe alte device-uri ceva de genul ăsta, poate puțin mai închis, un fel de mint green. Um, și este un telefon din gama de buget. Așa că astăzi o să vorbim puțin despre el. Avem un uh, telefon cu o cameră de 48 megapixeli și pot spune că e o cameră rezonabilă, modestă, pe care o puteți folosi pentru a surprinde instantanee uh, și a crea momente memorabile. Uh, o să vorbim puțin despre dimensiunile acestui device. Avem uh, 165,9 cu 76 și cu 8 mm grosime, vorbim despre un telefon de dimensiuni moderate, adică poți să îl manevrezi foarte ok și cu o singură mână. Adică eu nu am mâna foarte mare și mă descurc la limită să pot să uh, îl manevrez fără probleme. Avem un display, un AMOLED de 6,67 inch și este un AMOLED care suportă un refresh rate de până la 120Hz, ceea ce este foarte, foarte ok. Și 1200 de nits, ceea ce îl face destul de potrivit pentru zilele foarte însorite, adică afară nu aveți niciun fel de problemă cu luminositatea. Am testat treaba asta și se vede foarte bine. Ceea Ce este foarte surprinzător pentru un telefon de buget. Avem o rezoluție de 1080 cu 2400 de pixeli, protecție pentru display un Corning Gorilla Glass 3, o generație puțin mai veche. Acest device vine cu Android 12 și MIUI 14, uh, internațional. Eu am versiunea uh, internațională și asta vă recomand și vouă să găsiți un uh, furnizor autorizat. O să vorbim imediat și despre preț. Acest telefon poate suporta inclusiv card micro SD, ceea ce este destul de rar în momentul de față. Însă eu am versiunea cu, 100, 12, cu 256 de giga stocare și cu 8 gb de RAM plus încă încă 3GB de RAM extensie, tehnologia pe care o împărtășesc cei de la Xiaomi pentru modelele lor. Despre procesor avem un Snapdragon 4 generația 1 de 6 nm și este vorba despre un octa-core care se descurcă destul de bine pentru majoritatea aplicațiilor. Nu este foarte potrivit pentru jocurile cu Marsul, solicitări din punct de vedere uh, al cerințelor de grafică, însă pentru joculețe uh, simple, uh, este foarte ok, nu are niciun fel de problemă și nu o să aibă niciun fel de impediment. Camera acestui uh, model, așa cum am zis, este o cameră de 48 de megapixeli unde putem uh, obține un f 1.8 este camera wide, avem încă o cameră de 8 megapixeli care este cea ultra wide și mai avem încă o cameră de 2 megapixeli care se ocupă de zona de macro și ne poate oferi experiența de a face fotografii în stilul macro. Pentru video putem înregistra 1080p cu maxim 30 de frame-uri pe secundă ceea ce îl limitează din punctul meu de vedere și îl duce în categoria unor telefoane modeste, aș putea spune așa. Camera selfie este o cameră de 13 megapixeli și la fel vă poate oferi pentru partea de înregistrare video doar 1080p cu 30 de FPS-uri. Pentru camera selfie, înregistrarea video, să zicem că ar fi rezonabilă. Pentru partea în spate, din punct de vedere al cerințelor actuale și la modul cum se desfășoară toate lucrurile, este cam puțin din punctul meu de vedere. Avem în continuare ceva rar: avem o mufă jack. Pentru cei care folosiți căști, aveți posibilitatea să cuplați căștile voastre favorite printr-o astfel de mufă, ceea ce este destul de rar în momentul ăsta pentru, uh, pentru un device de, uh, produs în 2023 și na, pentru cei care sunt mai nostalgici sau care au o anumită pereche de căști preferate sau vor să obțină o calitate audio mai bună, pot să se gândească și la treaba asta. Senzorul de amprentă îl avem montat aici pe lateral pe acest buton și funcționează destul de bine, nu am avut niciun fel de problemă cu el. Avem pentru acest model o baterie de 5000 de mAh și avem și încărcare rapidă, ceea ce mi se pare destul de, destul de ok pentru un telefon de buget, adică putem realiza o încărcare de 50% în aproximativ 20-25 de minute. Ceea ce am eu aici se numește Frosted Green și e o culoare destul de interesantă. Nu se văd atât de bine amprentele, dar dacă stai să le cauți cu privirea, le vei găsi și pe această culoare, pentru că na, orice îi face, nu poți să scapi de ele. Per total, așa în încheiere, aș putea spune următoarele lucruri pe care le-am observat și care ar fi părerea mea. Din punctul meu de vedere, modelul ăsta este un model foarte echilibrat pentru zona de buget, adică el în momentul ăsta e undeva la vreo 1200 sau 1250 de lei și eu îl văd potrivit ca fiind un telefon pentru seniorii digitali, cei care se bucură în continuare de utilizarea unui smartphone și de utilizarea tehnologiei și care navighează pe internet și stau pe de socializare și au nevoie de un telefon care să le ofere și o cameră foto ca să poată să surprindă instantaneele lor favorite. Eu îl văd un telefon echilibrat și pentru această categorie de oameni îl văd foarte, foarte potrivit. Nu nu îl consider un telefon foarte scump din punctul meu de vedere, e un telefon cu prețul corect. Și așa cum am zis, are câteva facilități pe care le apreciez, adică Mufa Jack are uh, posibilitatea de a pune un card uh, microSD, ceea ce e un mare avantaj pentru seniorii digital pentru că ei stochează destul de multă informație și în momentul ăla chiar îi ajută foarte mult. Ce nu mi-a plăcut mie în schimb la acest model a fost faptul că atunci când vreau să folosesc uh, aplicațiile native cu care acest model uh, vine, spre exemplu dacă vreau să schimb tema telefonului pentru că na, până la urmă urmei e o chestie de personalizare. Sunt bombardat de reclame. Nu știu, să vă dau un exemplu, să zicem că aș vrea să iau, nu știu, hai să alegem o temă cât se poate de simplă. Uite, luăm o temă de genul ăsta așa și să zicem că o să o aplicăm. La final, dacă vreau să navighez prin... nici nu mai trebuie să navighez, pentru că am fost deja... A de o reclamă și mie treaba asta nu-mi place, nu mă simt, a doua reclamă, nu mă simt deloc confortabil cu treaba asta Și dacă nu ești atent, riși să dai click pe ele și nu vrei treaba asta și nu știu ce se întâmplă treaba asta Nu am mai observat de ceva timp treaba asta, uite și aici o altă reclamă, și aici o altă reclamă, nu știu Asta este o chestie pe care aș vrea să nu o mai văd, și sper ca în viitorul apropiat să, să dispară pentru că este destul de neplăcută și este destul de uh, deranjantă, cel puțin pentru mine. Asta a, fost, uh, asta a fost experiența mea cu acest model, dar din punct de vedere tehnic, telefonul este destul de echilibrat și își face treaba cu ceea ce promite. Dacă v-a plăcut review-ul meu, apăsați butonul de like, butonul de subscribe dacă încă nu v-ați abonat deja și orice întrebare aveți cu privire la acest review pe care l-am făcut, mai jos în comentarii, discutăm acolo și o să încerc să vă răspund punctual la orice întrebare o să adresați. Până data viitoare, eu vă salut și vă las în continuare încă două clipuri recomandare și cam asta a fost părerea mea despre Xiaomi Note 12.